Deși biserica din Liești este una dintre cele mai vechi din zonă, nu a fost cuprinsă vreodată într-un proiect de restaurare. Guvernul a dat bani la unele biserici din județul Galați, dar numai în funcție de culoarea politică a primarilor. Lieștiul nu a figurat pe lista localităților pentru care s-au acordat fonduri, dar acest lucru nu a fost o piedică pentru primărie, care a dat o mână de ajutor parohiei. Nu am primit bani de la din altă parte. Domnul primar, împreună cu Consiliul Local, au aprobat fonduri pentru biserică și am demarat lucrarea chiar cu banii dați de dumnealor. Cred că și ne-au mai ajutat, dar se știe, fiind an de criză, au participat și ei cu sume mici, nu cu sume prea mari, dar au fost bune și respectivele sume. În fiecare lună a venit cu un ajutor din partea primăriei și pentru acest lucru țin în mod special să-i mulțumim că ne-a înțeles și că a avut grijă un pic de noi. Într-adevăr, biserica este un lăcaș sfânt, unde oamenii vin să-și regăsească liniștea și tocmai de aceea nu trebuie neglijată această instituție. Cu forțe proprii am făcut un proiect, am dărâmat turlele vechi și am construit o turlă nouă și de asemenea acoperișul vom înveli cu tablă de cupru. Refacerea turlei a fost făcută la indicațiile arhiepiscopului Dunării de Jos, în alpea Sfințitul Casian, care a recomandat preotului paroc să schimbe și forma turlei celei mari. Începutul ei a fost la 1893 și de atunci și până astăzi nu prea s-a umblat la acoperiș. Biserica noastră a avut o turlă destul de înaltă și a fost turla respectivă a căzut și ce a rămas din această turlă, oamenii au așezat peste ea, au pus tablă și nu avea o formă prea frumoasă și nici nu era canonică. Nu era vorba numai de frumusețe, dar nu era nici canonică. În al preasfințitul Casian, în mod special, a venit și ne-a îndrumat, ne-a dat tot felul de sfaturi, da, în privința aceasta și noi am ținut cont de ele, să putem să fim mulțumiți și noi și sătenii și chiar și domnul primar, care a investit și el, nu numai bani, dar a investit și dânsul un pic din suflet, așa, și dânsul sperăm să fie mulțumit că nu a făcut această investiție degeaba. Pe lângă lucrările de la acoperiș, primăria se va ocupa și de restaurarea monumentului eroilor din